Nu știu. Cine a râs? Eu n-am râs. Deci a fost o glumă proastă, da? Ca să se înțeleagă, nu vreau să mă... Nils, eu râd. Să nu râd? De ce râd? Cum să nu râd? Cum? De ce râd? 20 de mii pentru Dan? Pentru Dan Diaconescu? Pentru ca să încurajeze o mică afacere. Cât de mică? Nu, hai să vorbim serios acum. Deci vorbim de televiziune mică, ziar mic sau bani mulți? Domnul Coșocaru, puteți să ne explicați într-un minut în ce constă inițiativa pentru oamenii care în momentul ăsta sunt la meci și nu se uită la noi? Într-un minut nu o pot face. Cât? Mai multe minute. Dați-mi... E o treabă prea serioasă și prea importantă ca să poată fi prezentată într-un minut acum. Vă rog să mă credeți că începe. Dacă v-ați propus ca un minut, un proiect care propune să scoată România din prăpastia în care se află. Deci am un proiect în 5 secunde, vă spun cum scot România din prăpastie. Facem un concurs? Nils, te bagi la mai scurt? Mai scurt de 5 secunde? Da. Da. 3. 3, ok. Vă felicit, Pavel. Hai, facem calabrici. Da, fii atent. Știi cum e al meu? A. France, je viens! Și am plecat! Adică... Era același, dar eu ziceam... Asta e, am plecat în Franța. Eu ziceam aia cu... Atacăm Statele Unite! A, și mai bun asta, știi că am un telespectator, băi, un telespectator, un prieten de pe Facebook care zice așa. Este soluția Șerban. Mai tare, Dragoș Șerban. Nu, varianta Șerban zice așa. Vindem România americanilor cum au făcut rușii cu Alaska. Banii obținuți, îi împărțim cinstit, hai ducește și plecăm cu toți în lumea largă să ne căutăm norocul. Apoi ne întoarcem aici peste 5.000 de ani și mai vedem. Băi, suntem colanul cel... Ori suntem români... Ori suntem golani, ori suntem conceleri. Nu, acum să fim serioși. Domnul Coșocaru, deci, am înțeles, nu un minut. Dar spuneți-ne acum pe scurt să înțeleagă oamenii. Ce înseamnă soluția Coșocaru? Soluția Coșocaru înseamnă un program de investiții de circa 600 de miliarde de euro în următorii 10 ani. Ce înseamnă asta? Puteți să începeți să calculați singuri, luând în calcul, de exemplu, faptul că un kilometru de autostradă, ținând seama de relieful României, că trebuie să taie Carpații odată, de la nord la sud sau de la vest la est, costă în medie 10 milioane de euro pe kilometru. Ca să ajungem 600 de miliarde ca să ajungem, de dolari... Ca să ajungem la un sistem de autostrăzi de aceeași densitate... Deci să am și autostrada mea autostradă. Moment, ca să ajungem la un sistem de autostrăzi de aceeași densitate și calitate ca Germaniei, ne-ar trebui 8.000 de kilometri. Deci cu 80 de miliarde am putea să construim în România 8.000 de kilometri de autostradă. Și de restul până la 600 bem și plecăm bez pe autostradă, nu, care multe bez. Eu v-am dat exemplu, v-am spus, vă dau un exemplu. Mai departe faceți dumneavoastră. Cum ar fi, de exemplu, o centrală atomoelectrică la Cernavodă, cu toate cele 5 reactoare, costă 10 miliarde. Dacă e așa să fie fără număr, fără număr, pot să mă înscriu și eu vreau Disneyland. Se poate? Dar cele construiește. Nu, zi, Nils, nu, tu nu vrei. Disneyland nu vrei? Ce? Disneyland nu vrei? Nu, s-a mai propus. E vechi. Nu? Dracula Park? Aoleu! Poate eșapatele ne speță acum. Nu. Bun, de unde bani? 600 de miliarde. Da. Banii există în România. În acest moment România produce 120 de miliarde. O să vă dau câteva cifre cu riscul de a vă plictisi. Asta e produsul intern brut. Deci produsul intern brut. Eu să știți că nu mă plictisesc niciodată. De-aia m-au și angajat la televiziune. Ok. Deci, pentru că la televiziune e îngrozitor de plictisos în ziua de astăzi și trebuie de ăștia rezistență. O să ne obișnuim cu cifra asta de 120 de miliarde. O să înțeleagă și... Da, am înțeles. 120 de miliarde. Din ăștia 120 de miliarde acum... Da. 40 de miliarde sunt salarii, pensii și alte venituri derivate din salarii, 80 de miliarde din cele 120 sunt profituri care sunt încasate de cei care au devenit proprietarii capitalului românesc prin așa zisa privatizare. Așa multe profituri se fac în România? Da. Puteți să și dați graficul numărul 4. Dați graficul numărul 4, să vină graficul numărul 4, ia să vedem. Unde e graficul? Numărul 4, nu numărul 1 sau 2 sau 3.
Ori citim... Azi să fim pe scurt, da. Am trecut deja la 4. Hai să vedem, am trecut deja la 4. Deci este foarte mult profit în România. Bar n-aveam chestia asta. Nils. Nu, e... Uite grafic. Deci, observați acolo. Ce e cu albastru și este foarte mult e profitul. Exact. Tate, așa să mă duc să-l iau. Vreau să-l iau primul. E. Nu, dați-mi-l înapoi pe... Nu se poate? Ah. Vreau să mă duc să-l, văzut, să-l înfulec, da? Așa, să... L-am văzut? Știi, să... ca un pepene. Să-mi... Cum? Nu, stați un pic. Deci profitul ăla există. Asta de... înseamnă că dacă nu punem noi, există. Românii de bună credință, mâna pe el, ăștia o să-și ia iahturi, o să-și facă vile în Caraibe și o să fie autostrăzi în Puerto Rico. Nu. Pentru că o să vedem iar graficul 5. Noștri. Hai să ne distrăm cu graficele. Ia. Graficul 5. Să vedem. Graficul 5. Stați că nu le avem pe sărite. Da, să știți că la noi s-au făcut restructurări. Anumite grafici au fost date afară în cursul zilei de astăzi. Tot ce se poate. Din cauza că... și nici eu nu mă simt prea bine acum stând pe scaunul ăsta. Ăsta era foarte... semnificativ. Cred. Anume era... Știu că e semnificativ. Da, deci bulii ne-au zis, pitește graficul ăla, pentru că e o problemă cu el. S-au prins. Ăsta ne arăta comparativ care este raportul dintre profituri și salarii în România. Adică sunt niște... A, uitați aici. Ăsta este un grafic în care... Nu, ăsta este 6. Ăsta este 6. Bun, haideți să arătăm pentru cei care au și televizor și internet. Dați-ne adresa de... Chiar vă rog, dacă s-ar putea să o... Că noi oricum nu vom putea să prezentăm... Variantacojocaru.ro, da? Variantacojocaru.ro. Deci, oricum cine vrea să se uite pe grafice, că nu putem să avem tot timpul graficele pe ecran, variantacojocaru.ro, da? Bun. Să țineți puțin mai la distanță ecranul. Pare rău că nu avem celălalt grafic, pentru că e foarte important ne arăta situația comparativă, raportul dintre profituri și salarii în România... În Slovenia. Nu, Cojucaru, o să vă întreb o chestie simplă. Da, Mirs. Scuze-mă, lasă-mă să mă... Zică-ți mulți bani și noi ne-am prins acum. Nu, dar sunt curios. Cât la sută din PIB e reprezentat de profituri în România? În România? 2-3. În România 2-3. Scuzați-mă, cum ați făcut calculul, ca să înțeleg și eu? Cum am făcut calculul? Da, de unde ați scos această cifră? De unde reiese că 2-3 din PIB este dat de către profitul... companiilor. Este foarte simplu. Luați PIB-ul așa, din anul care înseamnă ăsta. Întreaga valoare adăugată în, exact, într-un anul, an în România. Păi ăla l-avem. Cu ăla bătem palma. Mai departe. Din anuarul statistic. Amă, dar e limpede, Nista, e limpede. Când cumperi, de exemplu, băutura carbogazoasă de culoare maro, așa. Da? Și ea scrie pe ea, nu știu cum, o bei, ia apă cu zahăr. Așa. Păi nu e clar, restul e profit. Restul e profit, nu? Așa. Okay, bun, la fel să întâmplă. Okay, asta vă bazați ca să are dreptate Lucian? Nu, mă bazez pe faptul că institutul nostru de statistică își face datoria. Dar institutul nostru de statistică în România? Nu spune cât sunt profiturile. Că nu are de unde să știe. Nu. Păi nu. Trebuie să știți că toate țările lumii așa. Calculează așa numita distribuția a incamului, a venitului. Așa. 1-3-1-3, SMS-uri, dacă vreți 20.000 de euro în seara asta. Nu iară domnul Cojocaru, îi dau eu. Deci acolo e profitul. Deci pe Eurostat o să găsiți pentru toate țările Uniunii Europene da. Cât la sută este profit. Și acolo apare 2/3 din PIB este profit în România. Exact, în România. În timp ce în Elveția, în Elveția raportul este exact invers. În Elveția. Niște nenoroci. De mult bănuiam că elvețienii ăștia sunt niște fraieri care nu fac nici fel de profit. Deci dacă negăm ce afirmăm aici, trebuie să venim cu cifrele. Da, deci în Elveția. Deci nu în Elveția este invers. E țară capitalistă veche. Slovenia a fost și ea țară comunistă. Și e profitul mare? E foarte aproape de Elveția. Bun. Și foarte departe de România. Da, nu vă gândiți că va trebui totuși să facem și niște cheltuieli ca să punem mâna pe banii ăștia, adică... Dar e o aberație aritmetică. Ce aberație? O aberație aritmetică de care vorbim noi. Nu poate, este imposibil în construcția unui PIB și a Statelor Unite, dacă vreți, așa, să reprezinte profitul corporativ al acelui stat 2/3 din PIB. E imposibil. Atâta este în România. Dumneavoastră veniți cu alte date. Vreau să zic o altă chestie. Lăsați-mă puțin, că vreau să-i spun ceva la Nils. Mi-ați spune că o persoană poate să stea pe trei picioare. Poate nu, să eu vă spun dar că... Dar, vă spun, dar scrie... Dar după ce stă pe trei picioare, o iubește Oana Roman. Stai puțin. Am fost uribil, am zis. No. Așa. Nils, gândește-te la un alt lucru. Noi aici vorbim despre imaginație.
Înțelegi? Pentru că domnul Cojocaru aici de față a convins un milion de oameni să-i dea semnătura pe o lege. Asta nu era mai, scuză-mă. Cum? Uite, Lucian, facem următoarea șmecherie. Mâine dăm drumul la un site și spunem așa. Toți cei care semnează aici ar putea să primească 100 de lei. Eu îți garantez că să strângem un milion de semnături în no time. Un milion? Deci, încă o dată, noi vorbim așa. Pe ce s-au strâns semnături? Pe ceva care spune așa. Dragi români, eu vreau să vă dau bani. Semnați! Care este ăla care nu semnează? Păi și eu semnez. Dar, nu este dar și eu semnam Lucian. Dar asta este politica. Asta e de sus până jos. Sau nu e politica? Ce? De domnul Mândruță. Dacă discuția o ia pe o cale care... Greșită? Nu, care... Să știți că eu nu cred în perpetuum mobile. Care nu îmi permite să prezint așa cum nu-mi convenit atunci când m-ați invitat în emisiune. Vă rog să prezentați. Deci avem niște bani pe care îi dăm la cetățeni. 20 de nu de avem peciule. Niște bani pe care îi dăm, dacă vreți o luăm mai devreme, cetățenii acestei țări au muncit 50 de ani sub comunism, au construit miile de fabrici, uzine, bănci, care sunt acum închise și ruginite și s-a terminat. Nu, au făcut ce au făcut în decembrie, au zis jos comunismul, lor, atunci în comunism s-a spus, voi munciți, noi construim cea mai dreaptă societate aia comunistă, în care voi cetățenii nu aveți voie să fiți proprietari de capital, adică de avuție folosită pentru a produce altă avuție. Sunteți comunist? Iertați-mă că vă întreb. Nu, că nu aveau dreptul. Nu, li s-a interzis să fie... Dar sunteți comunist sau nu? Domnul Cojocaru, li s-a dat dreptul, doar că era proprietatea tuturor. Sau tuturor. Nu, deci nu avea dreptul să aibă în proprietate privată capital, adică mașini, utilaje, fabrici, era așa mai departe. În moment. Ci, spunea, astea și care e chestia? De unde scoatem noi 20.000 de euro pentru fiecare cetățean din asta? Că nu vă dau eu niște bani. Se pune problema... A, păi eu așa speram! Nu, atunci sperați să... V-am zis că trebuie... Nu, hai să închidem emisiunea. Poniata din anii 90 ce a reprezentat? Stați un pic, nu. Vorbim, iertați-mă. Cu poniata din anii 90 ce a reprezentat? Da, de fapt mi-au dat odată cupoanele. Nu, mă lăsați să vorbesc? Da. Deci au fost pus să muncească, o treime din ce au produs ei le-a fost luat și investit în aceste fabrici, uzine, bănci și așa mai departe. A venit revoluția. Normal, a căzut comunismul, adică a căzut și această proprietate comună a întregului popor. Deci, toată această bogăție era în proprietatea lor comună. Așa. Acum a venit revoluția, nu mai vrem proprietate comună, vrem proprietate privată. Okay. Vreau să vă întreb ceva, domnul Cojocaru. Țineți minte ce bogați eram, dar trăiam la neva. În februarie 90, Cojocaru a venit și a propus această avuție trebuie să treacă din proprietatea comună în proprietatea privată a tuturor cetățenilor. Păi și n-a trecut în cuponiadă? Nu, n-a trecut, nu. Păi aia ce a fost? Deci nu, n-a trecut. Deci atunci, în 1990, au dat așa zisă lege 15, prin care, de fapt, această bogăție uriașă a fost trecută în proprietatea privată a statului, atenție, s-a înscenat treaba cu cuponiada. Li s-a spus cetățenilor că li se dă 30%, dar au aplicat-o de asemenea manieră încât le-au dat 3%. Intrăm în detalii dacă e nevoie. Păi nu, dar intrăm într-un detaliu foarte simplu. Dacă nu, eu, Cătălin Mardare, dacă senator PSD, care este și omul care a semnat pentru legea asta în Comisia de Buget Finanță, nu? Este prin noi în direct, este prin telefon în direct cu noi. Bună seara! Bună seara! Felicitări, domnul senator! Bravo! Ați spus cât pe ce să ne dați banul? Nu. Deci nu am semnat. Ați spus că am semnat pentru lege. Ați votat. Aștept să mă întrebați la altul sau vreți să vă spun eu câteva cuvinte în legătură? Credeți în legea asta? Nu. Nu. Și în foarte puține cuvinte vă explic. Votul pe care l-am dat a fost așa ceva, un impuls de moment. Ca și Teo Trandafir. Nu. Aș fi votat. Sunt ironic, iertați-mă, sper să nu mă spuneți. Aș fi abținut în mod normal, așa cum au făcut-o și alți colegi.